Zina se ducea la magazinul din sat. Dispoziția era bună, deoarece s-a primit să-l găsească pe tata mai devreme decât el și-a găsit băutură. El nu avea un lucru stabil, dar uneori lua comenzi când capul era limpede de băutură. Iar atunci în curte foarte gustos mirosea lemn, iar mama răbădătoare aștepta finisarea lucrului. Igor, tatăl zine era un meșter bun pentru lucru cu lemnul. Despre el se zvonea prin sat, căci dacă Igor se apuca de ferestre, atunci niciodată nu se vor umfla. Deoarece îi reușește să facă totul așa că niciun vântișor nu va trece prin ea. Această profesie i-a transformat tatăl în bețivan. bani bun primea pentru lucru și toți îl serveau cu câte ceva. Peste un an, când tatăl ei a început să bea zi de zi, a început să bea și mama ei. De la început doar pentru companie, iar apoi de jale după viața pe care a avut-o în trecut. Ei era milă de mama, dar nu așa tare ca de tata. Mama mereu doar striga și o critica, niciodată un cuvânt gingaș de la ea nu a auzit. Pe tata mereu îl presa, dar singură niciodată nimic nu înțelegea. Nu a lucrat niciodată nicăieri, cu toate că în sat asta nu este binevenit. Zina a intrat în magazin. Bună ziua, mătușa Ana! Vânzătoarea era o femeie grăsuță, dar foarte frumoasă s-a zâmbit. Salut, Zinocica, cum îți merg treburile? Zina nu a reușit să răspundă, în magazin mai erau femei și una dintre ele a zis, cum? Cum? Se poate nici să nu întrebi, cum merg treburile în casa aceea toți știu. Zina să-i aduce aminte mamei despre datorie. Zina s-a pierdut, s-a rușinat, dat mătușa Ana stătea cu mâinile în șolduri. Cei cu tine, Tamara, cu totul ți-a ieșit din minți. Zina ce are cu această datorie? Fata și așa se chinuie, dar tu aici încerci să-i faci mai rău. Tamara singură a înțeles că nu a spus cuvintele la momentul potrivit copilul într-adevăr nu are treabă cu datoriile lor. Nu i-a mers cu părinții, se chinuie cu ei, dar cu toate astea învață bine. Tamara a spus, nu te agita Ana, am spus-o fără ca să mă gândesc, doar știi că nu am spus-o cu rău, și tu Zina nu mă asculta, ziua de astăzi este una foarte grea. Zina s-a străduit să zâmbească, Drept că nu prea i s-a primit, iar Tamara s-a grăbit să părăsească magazinul ca să nu-i stea în ochianei. Obiceiul vânzătoarei îl cunoșteau toți. De ea se temeau chiar și bărbații. În magazin mereu se comportau liniștit, calm și politicos. Soțul Anei era de statură medie. Liniștit și doi feciori creșteau, foarte tare semănau cu tatăl lor. Dintr-o parte se putea observa că Ana era severă cu soțul, de aceea el era așa liniștit. Dar despre faptul cum Stepan a curtat-o pe Ana până acum se vorbește în sat. În acea familie era și dragoste și respect. Zinocica, spunem ce dorești. Îmi dați, vă rog, macaroane mai ieftine, zahăr, ulei și se poate o bucată mică de ficat pentru un sos. Zina se uita cum mana cu mâna ei darnică îi tăia din ficat și s-a grăbit să-i spună. Tantiana nu voi avea bani pentru așa o bucată mare. Nu-i nimic, când vei avea îmi vei aduce. Dar știți că apoi nu știu când voi avea, a spus Zina. S-a mai apropiat o femeie de ele, una dintre acelea care era un magazin. Zina ia bucata, eu voi achita cât nu-ți ajunge, de foarte multe ori m-ai ajutat. Femeia s-a întors spre Ana și i-a spus să-i cântărească și bomboane diferite. Zina vroia să plângă și de rușine și de ceva cald, sufletește care îi străbătea inima. A pus banii pe care i avea pe teșghea, a mulțumit și a ieșit. Ana se uita din urma ei și se gândea, este o fetiță foarte bună, dar ce va fi mai departe cu ea, principalul să nu calzi pe urmele părinților. Femeia care a achitat pentru Zina a răspuns: Nu ar trebui, dar cu așa exemplu în fața ochilor. Anumit la asta m-am referit, tu ești acolo alături de ei, care-i situația? Claudia, vecina Zinei, a dat din mână. Nu mă întreba, a oftat vecina, Igor totul ce câștiga în zilele când nu bea. Cheltuie pe băutură, iar Scorpia de ala nici nu încearcă să schimbe viața cumva. Mie mi se pare că dacă nu ar fi ea, el nu ar bea așa mult. El este bălând, dar Scorpia aceasta un cuvânt bun nu-ți-ar zice. Da, nu i-a mers lui Igor cu soția, este de mirare cum ala a l-a născut așa fetiță. Ana, parcă de pe lună ai căzut. Nu am înțeles despre ce vorbești. Am mai intrat în vorbă încă o cumpărătoare. Toți din sat vorbesc că Zina nu este fica lor biologică. Ana chiar din mândădea. Nu credea în așa ceva și zicea că femeile au inventat totul. Ana, chiar nu ești la curent cu ce se vorbește prin sat. Acum s-a mai liniștit, dar mai înainte erau vorbe multe. Dar spuneți odată despre ce merge vorba. Claudia a ridicat vocea. Igor a trăit cu ea, dar copii nu aveau. Se spune că se certau foarte deși foarte tare, dar apoi au plecat, chipurile să schimbe clima, dar peste jumate de ani s-au întors cu zina. Spuneau că singurii nu știau că ala a rămas însărcinată. Tu crezi în asta, trei luni avea sau poate chiar mai mult, dar ea nu știa, de aceea toți se gândesc că nu poate fi zina fiica lor, doar că tac. Poate fi, Ala este proastă. Igora a adus-o de undeva, nu este băștinașă. Ana stătea cu ochii holbați. Mai să fie ce noutăți, dar de ce eu nu știu nimic despre asta, ce prostii. Claudia a început să râdă. Păi tu atunci singură în concediu de maternitate erai, iată Zina și este cu două luni mai mare decât băiatul tău mai mare. Dar apoi, cât tu nu lucrai, s-au liniștit spiritele. Ana s-a dat mai în față și a spus, fetelor poate trebuie de aflat totul și de luat fetița de la ei. Claudia a oftat. Nu e totul așa simplu, să presupunem că Zina nu este fica biologică, dar ei sunt părinții legali, înseamnă că totul este făcut după lege. Dar asta rezultă că părinților biologici nu le-a trebuit copilul sau poate în general nu există ei. Nici nu știi cum va fi mai bine în magazin, câteva minute încă mai mergea vorba despre evenimentele din anii trecuți. Dar apoi toți au plecat. Desigur că Zina nu știa nimic din ceea ce se zvonea prin sat despre ea. S-a întors acasă și s-a apucat să pregătească cina. Nici mama, nici tatăl la casă nu erau, ea credea că ei s-au dus iarăși la capătul satului, acolo locuia prietenul și tovarășul de băut. Foarte des erau acolo la el, erau zile când nu veneau acasă câte două-trei zile. Mai înainte când Zina era mică, când avea zece ani, era frică să rămână singură acasă, dar apoi s-a deprins. Chiar i-a plăcut. Nimeni nu umbla prin casă jumate de noapte, nu încerca să cânte muzică, nu cădea. Trebuie să-i mulțumească tatălui, cât de tare nu s-ar îmbăta, Acasă niciodată nu strângeau companii de oameni pentru beții, singur nu aducea pe nimeni, și mamei i-a interzis acest lucru. Afara se întunecase deja, măcar că era primăvara, dar afară deja era întuneric, și înghețuri noaptea încă erau. Zina băut un ceai dulce, ceea ce este foarte rar în casa lor. Și vroia să meargă la culcare deja, mâine la școală. Până la finele anului școlar mai erau două luni, iar apoi încă doi ani și gata, absolvește școala. Va putea să depună documentele undeva și să plece de aici. Desigur că nu-i va părăsi pe părinți, va veni în vizită uneori, dar foarte rar. Nu avea dispoziție nici acești doi ani să se uite cum ei beau. Zina s-a întins în patul ei și a încercat să-și amintească când ei au început să bea tata atunci când ea a mers la școală. Zina foarte bine și -a aduce aminte că el nu a putut să o conducă în clasa întâi. Dar mama, fetița era deja clasa a treia când a observat că mama în fiecare seară este foarte veselă, blândă. Atunci cu naivitatea ei de copil Zina s-a gândit că așa și trebuie să fie, nu striga la nimeni. Acum înțelege că mai bine striga la ea decât începea să bea. Zina a dormit televizor în casă cândva era, dar deja nu mai funcționa, de aceea dormea mereu cu o carte. Și parcă și un vis începea să viseze. Dar au trezit o țipetele de după fereastră. Zina s-a uitat pe fereastră, oamenii fugeau undeva, iar cerul la un capăt de sat era portocaliu. Zina repede s-a îmbrăcat și a ieșit afară. A alergat și ea în partea aceea unde alergau oamenii dar peste câțiva pași picioarele îi se făcuse grele. Ardea o casă. Și după toate ardea casa prietenului și tovarășului de băut la care părinții ei erau. Aproape că s-a oprit, iar apoi a început să alerge, ea niciodată așa nu a alergat. Niciodată în viață. Ea auzea cum oamenii pe lângă care alerga strigau la ea. Zina, stai, stai! Nu ai voie încolo! Aproape de casă cineva a prins-o, liniștește-te, liniștește-te fetițo, nu ai voie încolo. Ea cu ochii holbați se uita la nenea Stepan și la soția lui care era alături Ana. Vroia să se rupă din brațe, dar Ana deja a strâns-o la piept și Zina a înțeles totul. A început să plângă, să țipe, iar mai departe totul ca prin ceață. A venit mama alei. Zina aproape nu o cunoștea deloc, bunica practic nu ducea legătura nici cu fiica și nici cu nepoata. Ea s-a ocupat de înmormântări. În acea zi după înmormântare, fata stătea la ea în cameră și încetişor plângea. Ea foarte bine a auzit despre ce vorbeau femeile strângând de pe masă. A început Claudia, ea a întrebat când bunica pleacă. Femeia care era bunică. Desigur să o numești așa era foarte greu. Eu mâine dimineață voi pleca, a spus ea. Ana, care tot era acolo. A privit-o cu mirare. Singură. Desigur, dar cum cine ar trebui să merg? Dar cum rămâne cuzina? Nu sunt problemele mele, pentru asta sunt organele speciale care se ocupă cu așa cazuri. Claudia chiar a ridicat tonul vocii. Ce spuneți, fetei au rămas doi ani să învețe, dar voi vreți în orfelinat să o trimiteți. Dar unde să o iau, poate la mine acasă? Așa ar fi corect. Nu, vouă vă pare că este corect, dar eu știu că nu e așa. Nu am nevoie în casa mea o persoană străină. Cum puteți spune așa ceva despre propria nepoată? Ana a bătut cu pumnul în masă. Înseamnă că pot, înseamnă că eu știu un pic mai mult decât voi. Cred că nu voi aștepta să se facă dimineață. Voi găsi cu ce să plec de aici. Casa aceasta mie nu-mi trebuie. Dacă va trebui să semnez ceva în folosul zinei, atunci iată adresa mea. Și ea a plecat. Zina a auzit cum a trântit ușa și deodată a venit în cameră. Eu am auzit totul și înțeleg totul. Ana s-a așezat pe scaun, Claudia a cuprins o zinocica, poate încă se va răzgândi. Nu vreau la ea, mai bine de -a la orfelinat. Femeile s-au uitat uimite una alta, Ana și-a șters ochii. Au petrecut-o aproape tot satul, i-au adus diferite dulciuri, Claudia a copt un chec. Zina, cum vei ajunge să servești colegii ca să te primească bine? Bine, tanti Claudia, o să-i servesc. Tot drumul Zina se uita pe fereastră. era interesant dacă va mai vedea cândva toate astea. Tantiana și Tanti Claudia au spus că vor avea grijă de casă. Doar că nu-i clar dacă va avea nevoie de el sau nu. Când s-a întunecat, au ajuns la o clădire mare cu niște porți enorme. Au dus-o pe Zina într-o cameră albă. Acolo stătea o femeie în alb și o doamnă până când doctorul sau sora medicală scria ceva din documentele zinei, acea două doamnă s-a apropiat de ea. De ce așa multe lucruri ai? Nu știi că statul are grijă de voi. Și atâtea lucruri nu trebuie de adus aici. Sunt pentru copii, iată dulciuri și chec, zina se uita cu frică la doamnă. Dar poate ceva ai pus în acel chec, de unde să știm noi? Ce tot spuneți? taci toate dulciurile și checul le iau eu. I-a luat de la zina toate lucrurile, le-a verificat, le-a scuturat, i-a lăsat fetei numai două cărți și geanta cu haine. Iată asta poți să iai. Dar sunt pentru copii. Dacă vei vorbi mult, în prima zi vei merge în camera pentru pedepse. Femeia în alb s-a grăbit să o ia pe zina de acolo. Nu ți-a mers, azi este seara Evgenici Sergivne, cu toate că este un pedagog diplomat. Suflet nu are. Nu te întrista, este la lucru odată în trei zile. Dar, dumneavoastră, cine sunteți? A întrebat Sina și ștergea lacrimile care îi curgeau mereu. Eu sunt Margarita Alexandrovna, doctorul vostru, iată că am ajuns. Femeia s-a oprit în fața unei uși. Aici locuiesc fetele mai mari sunt copii care de la naștere sunt aici, dar sunt care ca și tine au nimerit aici nu de mult, vei face cunoștință cu timpul. Și a deschis ușa. Zina a intrat într-o cameră mare, aici erau 10 sau 12 paturi. Camera nu părea goală sau strașnică, dar invers, la fiecare pat erau covorașe colorate, făcute de ei, dar care arătau foarte confortabil. Margarita Alexandrovna a spus tare: Fetelor, atenție, faceți cunoștință, aceasta este Zina, va locui cu voi. De undeva, din fundul camerei, s-a auzit o răsuflare grea: Pe încă o fată au aruncat-o pentru că nu aveau nevoie de ea. Margarita Alexandrovna, deodată, s-a întors după voce: Stepanova, nu ai dreptate, părinții Zinei câteva zile în urmă au decedat. De ce deodată, Stepanova, Zina a zâmbit pe submustăți. La școală mulți răspundiau la fel. Margarita Alexandrovna a plecat după ce i-a arătat Zinei patul ei. Fata a trecut și s-a așezat, lacrimile au început să curgă mai tare. Alături de ea a venit o fetiță de vreo 13 ani și i-a întins un pahar cu apă. Nu încerca să te ții, toate plâng prima săptămână, altfel nici cum nu poți. De ele se apropiau fetele, cineva se așeza alături, cineva se sprijinea de spatele patului. Hai să facem cunoștință, fata care i-a dat apă era aici cea mai importantă, cu toate că erau și fete mai mari ca ea. Mă numesc Tania Stepanova, părinții m-au dat aici, le încurcam să trăiască. Zina a ridicat ochii și s-a uitat mirată. Așa calmă spui despre asta. Dar ce să fac să plâng? Nu, eu deja m-am deprins. Sunt de șapte ani aici, nu-i nimic, de trăit se poate. Lasă-i pe ei să plângă, cândva voi crește și atunci ei își vor aminti de mine. Ochii erau plini de ură. Una dintre fete care era mai mare a spus. Tania termină să o sperii pe Zina. Avem o cameră bună, prietenoasă. Pur și simplu așa sunt regulile aici. Când vine cineva nou să povestească despre el, va trebuie să locuim împreună. Zina a dat din cap. Să povestească s-a străduit pe scurt, iar spre sfârșit a povestit și despre bunica care nu a vrut să o ia la ea. Tania se uita la ea cu ochii mari. Măi să fie! Poate fi așa că nu ești fica lor, Zina a dat din numeri. Nu cred. Însă, așa ceva nu poți ascunde, cred că bunica a spus așa ca să nu mă ia la ea, dar eu și singură nu avea să merge la ea. Foarte corect, pentru ce să mergi dacă nu te vrea? Eu, de exemplu, singură am fugit de la bunica, avea nevoie de mine doar pentru a putea banii să ia, dar așa m-au trimis la orfelinat, iar conturile le-au înghețat voi ești și singură o să decid cum să-i cheltui. Dar bunica și iese din minți acolo, la început mă ruga să mă întorc. Spunea că sunt nepoata ei iubită, apoi țipa, dar mai departe spunea că o să mă pună în spital și va deveni tutorele meu. Ascultând istoriile fetelor, Zina era în șoc. Ea credea că la ea este tragedie, dar se primea că aici fiecare și avea tragedia sa. Brusc, undeva în colț, a sunat un clopoțel. Tania a sărit, culcă-te repede și învelește-te, a spus ea. Toate fetele peste o minută deja erau în paturile lor, așa cum erau în haine, au căzut sub plapumă. Nu au trecut nici două minute cum ușa camerei s-a deschis. Zina printre plapumă a văzut-o pe Evgenia Sergivna. Ea a mers prin cameră, satisfăcută că fetele o ascultau și a plecat. Nimeni nu se mișca. Zina a vrut să zică ceva, dar brusc ușa s-a deschis și a intrat iarăși Evgenia Sergivna. Dar totul era calm și în sfârșit ea a plecat. În curând, fetele iarăși s-au adunat lângă patul Zinei, doar că acum fără lumină. Zina a întrebat: Dar ce a fost asta acum? Avem o așa sistemă de notificări: când vine ea să verifice. Atunci din prima cameră primim sunet, noi următoarei camere și așa mai departe. Mai să fie, dar de ce așa o numiți? Dar cum? Așa și este. Rea, strașnică. Mă uit că nimeni nu o iubește aici. Vă închipuiți, eu atâtea bunătățuri am adus aici, vecinii mi-au dat, chiar și un checa copt tanti Claudia, dar ea mi-a luat totul. Scorpie, ce este? și tu ai avut norocul să vii în serviciul ei. Restul sunt tare buni. Tania a oftat. În general, ea era cea mai sentimentală. Bine, haideți să dormim, poate să vină încă o dată să verifice. Cât de ciudat nu ar fi, dar Zina a dormit repede. Poate au acționat evenimentele din ultimele zile. Poate a obosit tare. Dimineața au fost trezite la micul dejun și la lecții. Ea abia încerca să se acomodeze. Totul era așa nou. Așa neobișnuit pentru ea, la ei în sat nu erau tot ceea ce este aici. Peste câteva săptămâni, Zina s-a acomodat complet. S-a prietenit cu fetele, nu doar din camera ei, ci și cu alte fete din alte camere. S învețe se străduia bine, la fel ca și în sat. Tania mereu se mira de ea. Zina, pentru ce ție ți trebuie această învățătură? Nu le trebuiește la nimeni acum, sau crezi că cei de la orfelinate pot să continue studiile undeva? Prosti, nicăieri nu ne iau, nimănui noi nu trebuim. Zina se zâmbea. Dar tu vrei deodată să vii și să le spui că ești din orfelinat. Pentru ce eu nu vreau să le spun despre asta nimănui și tu nu le spune, Vei veni așa deșteaptă. Vei susține examenele și vei fi admisă. Dar mai departe lasă-i să vorbească ce vor, tu doar să înveți ai venit. Tania s-a gândit în serios la cuvintele zinei, dar apoi a zis: Nu, aceasta nu este pentru mine, am alte scopuri în viață. Ce scopuri, chiar mi-este interesant. Știu eu foarte tare aștept să cresc. Când voi ești aici, voi fura o bancă și îmi voi găsi părinții. Ei atunci au plecat să lucreze peste hotare, de aceea și s-au refuzat de mine. Înțelegi? Ei s-au refuzat de copilul lor, pentru a merge acolo unde vor avea o viață bună. Tania, ți-a ieșit din minți o bancă să furi, cum îți închipui așa ceva, este o infracțiune te vor prinde mai devreme decât vei ieși de acolo. Nu, eu voi fugi. Este un scop greșit, chiar îți iubește așa tare părinții că ești gata să faci orice pentru a-i găsi. Tania a privit-o mirată, iar apoi s-a râs. Îi iubesc? Ți-a ieșit din minți. Eu vreau să-i găsesc pentru ca să mă răzbun pe ei. Acum deja zina o privia pe Tania cu ochii mirați și când ai decis să faci asta. Deodată ce am început să judec. Zina înțelegea că trebuie ceva să zică, trebuie să o convingă pe Tania să renunțe la această idee, dar înțelegea că deodată să schimb viziunea unui om, care de mult timp are ceva în plan, nu se va primi. Trebuie să acționeze încetișor. Zina pur și simplu s-a îmbolnăvit cu ideea de a o ajuta pe Tania să nu-și strice viața fata nu avea chiar așa mult timp. Și a decis să se adreseze după ajutor la Margarita Alexandrovna. A ales o zi când în orfelinat era liniște și a mers la ea în birou. Margarita Alexandrovna, se poate să intru. Desigur, Zina, intra, te-ai îmbolnăvit, s-a întâmplat ceva. Nu, eu doar vreau să discutăm, să-mi dați un sfat. Femeia a pus pixul într-o parte și foarte atent a privit-o pe zina. Parcă nu ai nicio pată, nu te-a îngrășat. De câte ori veneau fetele la ea cu aceeași problemă, ele erau însărcinate. Și toate ca unul nu înțelegeau cum s-a primit așa ceva. Așează-te, Zina, despre ce vroiai să vorbim. Zina s-a așezat, apoi a început să povestească. Știți că Tania are o idee fixă că trebuie să-și găsească părinții și să se răzbune pe ei. Femeia fără ca să o observe a răsuflat ușurată. Foarte bine că nu este ceea la ce s-a gândit. Cum să-ți zic, am auzit despre asta, dar nu credeam că este serios. Foarte serios, Margarita Alexandrovna, uitați-vă! Ea chiar desenează asta, Zina a întins niște desene, care dacă sincer îți provocau frică. Da, totul este mult mai rău decât am crezut eu. Aici trebuie să lucreze un psiholog. Stați, Margarita Alexandrovna, lucru cu psihologul va fi evidențiat în dosarul ei personal, așa. Da, noi mereu ducem evidența la așa ceva. Păi asta îi va strica viața tanei, nu chiar așa, dar într-o oarecare măsură ai dreptate. Ai altă idee? Am de asta am venit la dumneavoastră. Ei au vorbit aproape o oră. Zina a plecat de la Margarita Alexandrovna satisfăcută și cu literatură de specialitate. Dar doctorul se gândea: fata nu este așa simplă cum pare, se gândește în direcția potrivită, fără ca să știe ce este asta psihologie. Las-o să încerce, poate îi se va primi. Când a venit timpul zinei să părăsească orfelinatul, toți au petrecut-o, Margarita Alexandrovna spunea, Zina, te rog tare mult, nu te da bătută, trebuie să fii admisă la universitate, din tine va ieși cel mai bun. Pur și simplu cel mai minunat psiholog. Vă promit Margarita Alexandrovna, nu voi ceda. Zina a cuprins-o pe Tania, sper să nu pierdem legătura. Ți-am lăsat adresa. Cum voi fi admisă deodată, îți voi scrie. Iar tu, dacă ceva ține minte, că poți veni oricând la mine în sat, nu contează voi fi sau nu eu acolo. Voi merge acolo pentru o lună și îi voi spune, Tanti Claudia, despre tine. Ai înțeles totul. Tania plângea. Am înțeles totul. Taniușa, fi bravo, noi cu tine numai decât ne vom găsi. Voi fi sincer, îți promit. A fost admisă zina fără mari probleme, după ce erau deja afișate rezultatele admiterii de ea s-a apropiat decanul. Zinaida, de ce nu ați spus că sunteți de la casa de copii? Zina deodată s-a tensionat. Dar ce contează de unde sunt? Decanul s-a pierdut. Nu, nu credeți nimic rău, din contra ați avut mai ușor să intrați. Pentru ce eu m-am descurcat cu examenele, sau se crede ca oamenii care au crescut în orfelinate gândesc altfel? Decanul era un bărbat înțelept. Și era deprins că copii din orfelinate mereu foloseau acest lucru pentru a intra mai ușor la studii, dar aici el o adevărată comoară a găsit se uita din urma zinei și se gândea că fata aceasta dacă va vrea cu adevărat ceva, va reuși să obțină acel lucru. Zina în comparație cu cei care doar petreceau timpul la universitatea învăța. Aproximativ o dată două ori în luna ea mergea în sat. Prima dată a venit atunci când a ieșit de la orfelinat. A ieșit din autobuz și a încremenit. Totul este așa de natal, așa de frumos, nu a fost aici aproape doi ani jumătate. Pare că totul a rămas la fel, dar totul s-a schimbat. Mergea încet, savura fiecare moment de care a fost lipsit atâția ani. Drumul către casă era pe lângă magazinul din sat. Desigur, Zina nu putea trece pe lângă și să nu intre. A intrat și stătea într-o parte, erau puțini oameni și Zina admira ceea ce se petrecea acolo. Tantiana a dat cu privirea de ea, dar a deservit următorul client. Când în magazin nu mai era nimeni, femeia a întrebat: Poate să vă arăt ceva? Zina s-a întors spre ea și buzele singure au început să vorbească. Bună ziua, Tantiana! Femeia s-a uitat lung la ea, apoi a deschis ochii și a recunoscut-o, Zina, nu poate fi așa ceva! a ieșit de după teșghea și a cuprins-o pe fată. Doamne, ce mare te-ai făcut, ești foarte frumoasă! Ce vorbă să fie, ați găsit eu frumoasă! Ușa magazinului s-a deschis, a intrat tanti Claudia. Bună ziua! Ana, pe cine cuprins tu așa? Claudia cu mirare se uita la Zina și brusc a încetat să mai zâmbească. Zina, tu ești! eu sunt Tanti Claudia. Acum trebuia încă cinci minute să se cuprindă cu Tanti Claudia. Seara, acasă la Zina a organizat o sărbătoare adevărată, dar când a plecat atâtea i-au adus că Zina credea că nu va reuși să le ia pe toate. Îi plăcea foarte tare să învețe, până într-atâta că vroia să stea și zi și noapte la universitate. Apropo, Zina s-a împrietenit cu decanul acela de la admitere. Acum fata se simțea incomod față de el, cum altfel. Ea s-a comportat urât cu el undeva prin anul 3. Zina se întorcea din o A fost la ziua de naștere a unei colege. Seara era caldă, cerul frumos, și chiar dacă era destul de târziu, ea a decis să se plimbe pe jos. Zina pur și simplu savura. Foarte rari se primea să se plimbe așa ca atunci, tot timpul era ocupată cu studiile și lucru deja în anul întâi. Zina a găsit un lucru pentru a câștiga bani. Iar acum, trei zile în săptămână, ea lucra într-un azil de bătrâni. Dacă e să vorbim sincer, era foarte greu, nu atât fizic cât moral, emoțional. Atâția oameni care și-au petrecut viața diferit, dar o termină toți totuna. Împreună cu toți cei care nu au lucrat nicio zi în viață, se aflau și cei care au muncit până în ultima zi. Alături de cei singuratici erau și cei care au și copii și nepoți, dar pur și simplu au devenit inutili. O bunicuță îi provoca zinei foarte mari emoții. Antonina Stepanovna toată viața a lucrat la o fabrică, s-a căsătorit, dar și-a pierdut soțul atunci când avea 40 de ani. Singură și-a crescut copii, îi ajuta cum putea. Toată viața a lucrat pentru un apartament mare și frumos, anume din cauza apartamentului a ajuns la azilul de bătrâni. Cel mai supărător este că Antonina Stepanovna a primit tot ca ceva normal, așa și trebuie să fie. Nu este nimic strașnic sinocica. Eu deja am trăit ani mei, ce contează cum voi trăi ultimii câțiva ani, principalul este ca la copii să fie tot bine. Zina era supărată. Nu este corect, așa nu se poate. Toată viața dumneavoastră ați muncit pentru copii, dar ei pur și simplu v-au aruncat pentru inutilitate. Dar Antonina Stepanovna doar zâmbea și mângâia mâna zinei. Nu-i nimic, eu amele le-am trăit deja. Zina așa îngândurată era că a trecut cotitura de care avea nevoie, s-a întors și vroia deja să meargă înapoi. Cum a auzit din tufișuri un sunet straniu, Primul gând era să fugă, dar subconștientul că cineva are nevoie de ajutor a oprit-o, ea s-a apropiat de tufișuri. Cine este aici? Aveți nevoie de ajutor! Tufișurile au foșnit, și din ele a apărut un băiat tânăr. La prima vedere, parcă avea 25-27 de ani, înalt, îmbrăcat foarte simplu, iar hainele de mult nu au fost spălate. Iar cel mai important, băiatul era beat. Bună seara! El o privea cu niște ochi tulburi. Zina nu s-a speriat deloc, cu toate că avea așa o înfățișare, ochii păreau foarte bălânzi. Bună, nu-ți este rușine să speri lumea! Cer scuze, nu am vrut, a răspuns băiatul și a subițat. Zina, fără ca să vrea, zâmbit. De ce vă ascundeți în tufișuri? Eu nu mă ascund, eu mă gândesc. Vă gândiți la ce? De ce viața față de mine este așa nedreaptă? Băiatul a dat din cap. Zinea a înțeles că are în față un simplu om care este descurajat în viață. Care a decis că toate problemele pot fi rezolvate cu ajutorul băuturii. Și ați decis să o faceți mai colorată. El a dat din mână. Nu înțelegeți nimic, prietena mea m-a părăsit, iar apoi am fost concediat. Da, este un motiv bun pentru a nu mai fi un om normal. Prietena v-a părăsit înseamnă că nu sunteți predestinați să fiți împreună. Dar lucru, eu nu am auzit că în oraș un băiat tânăr și sănătos să nu găsească de lucru. Băiatul o privea atent. Cât de simplu vă este să judecați! când aveți susținere din toate părțile. Și mămica și tăticul și o grămadă care își fac griji pentru voi, dar când în lume ești cu totul singur. Băiatul de parcă dorea să verse o lacrimă, dar Zina nu i-a dat această ocazie. Desigur, așa credeți, eu de exemplu tot nu am pe nimeni și în lume am ieșit din orfelinat. El o privea cu neîncredere. Cine dumneavoastră? Da, eu, dar ce aici așa ieșit din comun? Oare oamenii singuri nu pot trăi bine? Oare ei nu pot singuri să-și construiască o familie ca să nu fie singuri? Ei au stat la sfat până dimineața. Băiatul se numea Serghei și cum vorbeau la lecții el pur și simplu a cedat. Din acea zi Serghei a devenit pentru zina cineva pe care ea era obligată să-l ajute. Băiatul mai mult nu servia. Așa cum s-a dovedit, el nu era alcoolic. Pur și simplu, toate odată s-au strâns și nu a mai rezistat. Peste două săptămâni a avut norocul să se angajeze la lucru. Zina era bucuroasă ca un copil mic. Sergei a devenit cu mult mai încrezut în propriile forțe. Primea un salariu bun, s-a îmbrăcat. S-a încălțat și chiar a făcut un pic de reparație în micul lui apartament. Zina l-a convins ca să se înscrie pe rând la mai multe cursuri de dezvoltare. El se opune acum putea mai bine. Zina, pentru ce mie toate astea, iată spunem. Serioja, trebuie să fii pregătit pentru orice situație, și dacă pierzi iarăși lucrul, dar tu atâtea știi, atâtea poți. Sergei o privea cu ochii îndrăgostiți, iar Zina se rușina, cu toate că mai înainte când era în compania lui nu simțea așa ceva. În clasă toți deja i-au căsătorit, Sergei o întâlnea după ore când putea, mereu cu flori. i certa mereu. Pentru ce cheltui bani pentru flori? Zina, chiar nu înțelegi, mie nu îmi este jale pentru tine nimic. Nimic înțelegi, ești cel mai bun om de pe pământ. Zina singură nu a observat cum relația lor a trecut la o nouă fază. Ea avea de grabă examenele, apărarea diplomei, iar apoi ei aveau de gând să se căsătorească. După ce diploma a primit-o, iar cererea la oficiul stării civile depusă, au decis să meargă într-o cafenea și să sărbătorească acest eveniment frumos din viața lor. Zina spunea, nu pot să cred, cândva doar visam că voi deveni psiholog, iar acum sunt specialist, pot ajuta oamenii. Sergei se râdea privind-o, deja l-ai ajutat pe cel mai important om din viața ta. Zina se râdea. Dar tu modestie nu ai. Iar observând că Sergei s-a cam supărat, a adăugat repede, Te-ai supărat, desigur că ești cel mai important om din viața mea. Zina, dar tu nu te-ai gândit să faci în viața ta. Cea mai importantă, familia. Eu mereu doream să am o familie mare, știi câți visează la asta, dar eu sunt bărbat, trebuie să lucrez și să câștig bani. Eu aș vrea ca noi să avem minim doi copii, ca să fi cu ei acasă, să-i duci la diferite activități, ca eu să mă grăbesc să vin acasă, iar voi să mă așteptați. Zina mai nu a lăcrimat. Desigur, oare poate o femeie visa la altceva? după o nuntă modestă. Ei au decis să meargă pe câteva săptămâni în sat la Sina. Nici nu ți închipui cât de bine este la noi. Nu cred că ai mai văzut cândva așa frumusețe. Dar ce oameni buni avem. Serghei sceptic a oftat. Posibil că din cauza frumuseții nu o să te contrazic. Am mai fost în sate, am văzut natura neatinsă de oameni. Dar iată cât ține despre oameni, foarte tare mă îndoiesc. Tot timpul credeam că în sate locuiesc birfitorii și alcoolicii. Serioja despre ce vorbești nu este adevărat, vei vedea totul singur de grabă. Ei mergeau deja jumate de oră. Iar Zina simțea cum totul se strânge înăuntru. În sat nu a fost aproape un an, îi era dor de toți și de toate, de iarbă, de soare, de baia de la țară. Zina a sărit din mașină lângă poartă. Doamne, ce bine este! A început să se învârtească, să râdă. Sergei se uita la ea și înțelegea că i-a mers, că a găsit o fată de aur și frumoasă. Zina, zinocica, se grăbea la ei tanti Claudia. Fata cum a văzut-o a alergat spre ea pentru a o cuprinde. Tanti Claudia! Cât de dormi a fost de tine! Femeia o privia, o învârtea, se uita la ea din toate părțile. Ce frumoasă te-ai făcut! Ești la modă, nici nu te-am cunoscut. Dar acesta cine este cu tine, cu interes a privit către Serghei. El s-a apropiat, s-a zâmbit. Permiteți-mi să mă prezint, sunt soțul acestei frumoase doamne. Claudia a dat din mâini, care soț, adevărat. Zina a început să râdă. Da, tanti Claudia, cel mai adevărat care poate exista. Cum așa trebuie să sărbătorim? Trebuie să chemăm băbuțele. Tanti Claudia, suntem căsătoriți doar două zile. Iată, asta este bine, acuși o voi chema pe Ana și seara organizăm totul. Sergei a cuprins-o pe tanti Claudia. Voi veniți seara de organizat, vom organiza noi totul, da, Zina. I-a și privit soțul cu ochii îndrăgostiți. Cât de bun, cât de înțelegător este el, Claudia a alergat atât de repede cât îi permitea vârsta. Zina și Sergei au intrat în casă, totul era acoperit cu praf, totul era de culoare sur. Sergei a zâmbit și a spus: Ce dragă soție, facem un pic de sport! Mă duc să fac focul în baie, iar tu deschide ferestrele. Trebuie și la magazin de dus să pregătesc ceva de mâncare. Tu nu-ți închipui, dar seara în sat se începe la șase. Sergei s-a scârpinat în frunte și s-au apucat de treabă. Mă duc să fac focul în baie, apoi mergem la magazin, apoi facem curățenie și comanzi cu mine. Crezi că nu voi putea tăia o salată? Zina l-a cuprins și a privit în ochii lui. Ești cel mai, cel mai bun. Aproximativ peste două ore când zina plină de praf și paingin dădea de sarcin soțului, iar el cu un șorț murdar de făină încerca să le realizeze, cineva a intrat pe ușa. Bună ziua, spuneți-mi vă rog cum o pot găsi pe zinaida." Zina s-a întors spre femeia, mai bine spus fata care a venit stătea în soare și să o vadă cine este nu se primea. Din bucătărie a venit Sergei eu sunt Zina, nu prea vă cunosc. Fata s-a apropiat mai aproape și a rămas șocată. Fata o privea cu ochii plini de lacrimi. Salut, Zinca! Tania, nu poate fi, Taniușca! Fetele s-au cuprins și au început a plânge. Desigur că Serghei știa despre Tania, știa că Zina a căutat-o, dar nu a găsit-o, știa că își face mari griji pentru ea. A așteptat cam 15 minute apoi s-a apropiat de ele. Deci, fetele, să plângeți veți reuși, iar acum avem de lucru. De grabă vor veni oaspeții, iar aici nimic nu e strâns încă. Tania s-a uitat cu frică spre el. Iar Zina a început să râdă. Ca de obicei ai dreptate, Taniușca fă cunoștință. Acesta este soțul meu, Serghei. Avem două zile de când ne-am căsătorit. Am venit astăzi aici, iar aici toți cer sărbătoare. Ai ajuns la timp, hai să ne ajuți, iar de seară vom vorbi despre tot. Întrei treaba a mers mai cu spor, Tania de parcă a aruncat piatra din suflet care o avea de câteva săptămâni. Ea a venit aici ca după ultima speranță. Tot de ce avea nevoie era o discuție cu Zina. Zina mereu cu sfaturile ei o întorcea pe calea cea dreaptă anume Zina a fost acea persoană care a ajutat-o să-și schimbe dorința de a se răzbuna pe părinți pe dorința pur și simplu să trăiască. Tania a nimerit într-o istorie nu prea frumoasă, s-a îndrăgostit, a crezut, atâtea au planificat împreună. Au decis să deschidă propria afacere. Tania Creunan lucra la fabrică, a luat un împrumut, iar logodnicul după aceasta a dispărut. A fost logodnicul și nu mai este dar Tania nu este persoana care lasă mâinile în jos. I-a sculat pe toți pentru ca să-l găsească, iar el se pregătea de nuntă cu o altă fată. Privind-o în ochi, i-a spus, pentru ce a venit. Afacerea nu a mers, eram deprimat, iar apoi am întâlnit-o pe cea care m-a ajutat să uit totul. Tania plângând l-a întrebat, adică banii nu o să-mi întorci înapoi. Taniușa, care banii, îți zic că afacerea nu a mers, mai bine te-ai duce de aici, și trebuie să vină logodnica mea. Dar ea este foarte geloasă și rea, iar tatăl ei este așa un om mare că te va nimic și nimic nu va rămâne din tine. Tania știa precis că o minte, doar că nu putea face nimic. Anchetatorul așa și a spus. Singură i-ați dat banii, iată și rezultă că nu v-a impus nimeni. Tania două săptămâni a plâns acasă, iar apoi și-a luat concediu și a mers în sat, pe adresa care cândva i-a dat o zina. Dar nu spera la nimic. Spera doar că cineva din vecine îi va da coordonatele zinei. Nu vrea nimic de la zina, pur și simplu să discute, iar când a văzut-o și încă cu un bărbat tânăr s-a pierdut. Zina a primit-o ca pe o persoană apropiată, deja peste o oră, chiar dacă temporar, Tania a uitat despre evenimentele din viața ei. Cu plăcere îi ajuta să facă curățenie, apoi să gătească cu Serghei, care s-a dovedit a fi un tânăr vesel și bun. Undeva în adâncul sufletului avea o invidie. Cât de ușor se primește totul la zina, dar la ea ca la oameni. Seara, în curtea zinei s-a adunat multă lume, Sergei își făcea griji că nu va ajunge mâncare. Dar degeaba toți care veneau aduceau câte ceva. Cineva salată, cineva salam de casă, cineva cartofi fierbinți și desigur fiecare aduceau câte o sticlă de ceva tare. În ziua următoare, la adunarea familie, ascultând-o pe a fost decis că ea are nevoie de ajutor. Sergei a propus deodată că va vorbi la lucrului pentru ca să o primească pe la lucru la noi chiar și cel mai simplu lucrător primește de două ori mai mult ca tine la fabrica ta. Ce a fost deja trecut, dar împrumutul oricum o să-l ceară de la tine, trebuie cumva să ieși din această încurcătură. Tania plângea, le mulțumea, spunea că cândva numai decât o să le mulțumească. Zina foarte tare se mândrea cu Serghei, un pic și cu ea, dacă nu era ea cândva, atunci el nu era așa cum este, dar ea niciodată nu-i amintea de acele momente. Când s-a întors în oraș, și a decis că câteva zile va sta acasă. Până va amenaja cuibul lor. Sergei nu are apartament mare, dar oricum. Umbla prin magazine, alegea tapete, vopsea, apoi ei au decis că trebuie să schimbe patul pe unul mai modern au ales, dar când Zina a văzut prețul deodată a spus, nu, nu vom lua acesta. Sergei s-a început a râde. Îl luăm, îl luăm, încă voi reuși să fac bani. Zinei așa îi plăcea rolul de casnică, că întrebarea cu angajarea pe specialitate l-a lăsat într-o parte. Peste aproximativ un an, Sergi s-a gândit să deschidă propria lui firmă. Zina vedea că el nu se poate hotărâ. Dar foarte tare vroia ca să îi se primească totul așa cum dorește. Serioja, ceva te macină, eu vad. El cu un zâmbet larg pe fața a privit-o, eu mereu uit că tu poți să-i vezi pe oameni din interior. Dazina, am calculat totul de câteva ori, dar cine știe ce lucrătorii îmi vor nimeri, ce furnizori, chiar la toate să mă gândesc nu se primește. Este foarte bine că te gândești la tot, dar știi ce? Pot să stau cu tine la interviuri. Mie îmi va fi clar ce fel de oameni sunt. Zina, chiar poți, va fi super. Desigur, noi cu tine suntem o familie. După ce firma era deschisă, la ei a venit Tania. Taniușa, de ce vi așa rar pe la noi? Voi aveți chestiile voastre, ia te uitați deschis propria firmă deja termină, ea doar el început, nu știm ce se va primi din ea până la urmă. Da, la voi sunt sigură că totul se va primi, nici la vrăjitori nu trebuie să mergi. Tania s-a sculat în picioare și se plimba prin bucătărie. Eh, iată eu de a-și întâlni un astfel de Serghei. Eu tot avea să am de toate. Zinei nu prea i-au plăcut vorbele ei, dar cu zâmbet i-a răspuns ia-le pe oricare și construiește-le pe propriul tău, Serghei. Tania a privit-o ca pe o nebună. Cine eu? Tu doar știi că eu vreau totul și deodată. Zina a râs. Tania, ești matură, deja știi că așa ceva nu poate fi. De ce nu poate fi? Tania supărată s-a așezat înapoi. Și-a umplut un pahar plin cu vin și l-a băut până la fund. Eh, ce viață, mereu vrei una, dar primești cu totul altceva. Păi așa nu este doar la tine. Zina, ia spunem cum v cunoscut cu Serghei. Zina a dat din numeri, nici cum, pur și simplu afară, nimic romantic. Dar eu credem că la voi a fost o istorie romantică. Nu totul ca la toți. Zina niciodată și nimănui nu avea să povestească cum s-au cunoscut. Unica ce toți știau era că ambii erau de la orfelinat. Zina, dar vorbește cu soțul. Despre ce? Cum va fi un loc să mă ia la lucru la el? Mă simt mai în siguranță când cineva dintre voi este alături. Zina s-a zâmbit. Desigur că voi vorbi Taniușa. Ele au stat până târziu și nici nu au auzit cum a venit Serghei. El a aprins lumina la bucătărie, Așa deci, ce înseamnă cu aceste șezători nocturne? Zina se râdea de Tania care dădea din gene de la lumina pe care a aprins-o Serghei. Și-a sărutat soțul iar Tania a sărit. Firar să fie, nici nu am observat cu a trecut timpul. Dimineață sunt la lucru. Tania a sărutat-o pe Zina și l-a privit pe Serghei. Ei s-au intersectat cu ochii și deodată s-au întors. Zinea a dormit repede. Cred că din cauza băuturii, iar Serghei privea în întuneric și se gândea. S-a întâmplat o lună în urmă, el stătea în noul său oficiu, era pustiu, peste geam era noapte deja, iar Serghei aranja mobila pentru a nu obliga lucrătorii să se ocupe cu asta. Brusc ușa s-a deschis și el a văzut-o pe Tatiana. O, Tanea, tu ce faci aici? Ea nu a răspuns nimic, s-a plimbat prin birou și nu știu de ce a dat jaluzelele în jos, iar în mână avea o sticlă de vin. Și în general Tania astăzi era foarte ciudată. Părul pe spate, Sergei niciodată nu a văzut-o cu părul pe spate, dar s-a dovedit a avea un păr ondulat, moale, doar vizual. Era îmbrăcată cu un trenci care avea un colan pe talie. Eu am venit să te felicit, i-a întins sticla de vin. Am adus și cu ce se poate de deschis sticla. A scos din buzunar și doar atunci Serghei a înțeles că fata era servită deja. A deschis sticla și a scos două cești pentru ceai. Da, eu am băut acasă singură, înțelegi Serghei, nici să beau nu am cu cine. L-a privit cu ochii triști. El de parcă s-a rușinat. Păi hai să bem împreună ei au băut și Tania a izbucnit. I povestea cum vroia să trăiască, că nimic nu îi se primește, la urma urmei Tania a început să plângă. Dar ce putea face Serghei? El a cuprins-o, vroia să o liniștească, iar fata a rupt colanul și trenciul a căzut la picioarele lor. Ai uitat să îmbraci rochia. Tania stătea fără ca să scoată un cuvânt. Serghei așa și nu a înțeles cum s-a întâmplat totul. Vinul băut sau atmosfera, sau Tania care era așa de aproape. Apoi și-a cerut scuze. I-a dat din mână și a spus: Încetează, eu pentru asta și am venit aici. Tania, noi nu o să-i spunem nimic Sinei. Desigur că nu. Tania a decis că temporar nu-i va spune nimic, pentru că nu a venit timpul încă. Sergei a întors ochii către soție. Nu a vrut să facă așa ceva, dar așa s-a primit și în genere el nu are nicio vină, este doar vina Tanei. Așa că zina singură este vinovată. De ce să aibă prietene mai rele ca dușmanii? Drept că astăzi când a văzut-o pe Tania, l-a dat în călduri și deodată și-a amintit, practic a simțit cum este ea. Ea era alta, ca tigruaica, ca leuaica. Zina niciodată pentru nimic nu ar fi venit la el în așa stare. Și nu avea să se comporte așa cum s-a comportat Tania. După Tania, el se simțea ca o lămâie stoarsă, iar după Zina nu se simțea nicicum. Da, el a fost primul bărbat din viața soției, asta foarte mult îi încălzea egul lui. Dar cu asta toate plusurile se terminau. Zina era gingașă, ascultătoare, dar niciodată nu avea ea inițiativa. Chiar niciodată. Sergei nu știa că lui îi lipsește focul, până nu s-a dovedit a fi singur împreună cu Tania. Iată Tania știa totul cum se face. Și acum Sergei se afla în confuzie, el o iubea pe Zina, dar și de Tania avea nevoie. Până a dormi el a reușit să se gândească. El este un om de afacere, iar toți oamenii de afacere, chiar și cei mici, trebuie. Chiar sunt obligați să aibă și soție și amantă. Dimineața când Zina a pus în fața lui micul dejun, Serghei a întrebat. Zina, ești foarte misterioasă, s-a întâmplat ceva. Nu, am o discuție la tine, mai bine spus o rugăminte. Care? Înțelegi, Tania spune că se simte mai în siguranță când suntem alături, dar alături de mine acasă ea nu poate sta, de aceea m-a rugat să-ți zic ție, poate cândva se va găsi un loc pentru ea în companie. Foarte bine, lasă să vină. Am nevoie de o persoană care se va ocupa cu hârtiile. Zina s-a gândit, serioja, dar poate mai este ceva. Eu cu plăcere te voi ajuta cu hârtiile. Mă plictisesc să stau acasă. Sergei s-a încordat. Zina, care hârtii în primul rând tu în domeniul dat nu știi nimic, dar în al doilea rând soțul și soția nu trebuie să lucreze împreună. Dar. Sergei s-a grăbit să o cuprindă dar ție pentru ce toate astea, vocația ta este familia, soțul și copii, noi poate vom avea de grabă copii. Zina s-a zâmbit. Cuvintele lui Serghei despre copii au șters orice îndoială. Bine, serioja, ai dreptate ca de obicei. Peste jumate de ani, ei au procurat un apartament cu trei camere. Zina umbla din cameră în cameră și și închipui acum va fi totul aranjat la inaugurarea casei a venit și Tania. Zina, ești deja o adevărată soție a unui om de afaceri. Nu lucrezi nicăieri, apartamentul minunat, umblă prin saloane de frumusețe și fete frumoasă, și gata. Zina s-a zâmbit. Care saloane, și așa totul mă aranjează. Tania s-a uitat la prietenă lung și s-a gândit. Corect, nu te duce, părul decolorat, genele nu au văzut niciodată rimel, unghiile îngrijite dar tăiate din rădăcină. Desigur că manichiura încurcă la treburile casnice și la mutarea mobilei. Uh, Zina, sufletele oamenilor le-ai vindecat, dar a ei propria a îngropat-o, din altă parte toată situația aceasta era benefică pentru Tania. Sergei deja deloc nu putea fără ea, iar Tania făcea totul ca el să se gândească mereu la ea. Aproximativ peste o săptămână după ce s-au mutat, Zina a observat ceva schimbări în comportamentul soțului. El era mereu enervat, răspundea mereu arogant. Zina l-a așezat în fața sa. Cine dacă nu ea își va ajuta soțul să-și recapete echilibrul sufletesc. Serioja, ce cu tine? În ultimele zile, parcă nu ești tu. El a tresărit și s-a uitat la Zina. Nu, i-a precis, nu știe nimic. Zina mi-au propus o afacere. Înțelegi dacă o să accept și voi face totul cum trebuie. Atunci firma mea se va ridica cu câteva niveluri mai sus, dar dacă nu o să pot, atunci firma va trebui închisă. Zina s-a zâmbit. Iată acum și ea poate să-i fie de folos soțului, ca de fiecare dată când el nimerea în situații din care părea că nu are ieșire. Serioaja, hai să începem de la început, mai înainte ai mai făcut așa ceva. Ei au vorbit câteva ore, Serghei desena ceva, calcula, iar Zina era susținerea lui mentală. Ea instala în el încredere. Sergei a mers la afacere. Două luni a durat așteptarea, zina cum putea și susținea soțul. El o cuprindea ca un copil și îi spunea că parcă atrage de la ea energie pozitivă, iar apoi el a sunat și a strigat în telefon. Zina, gata, sunt mulțumiți, au transferat banii. Zina mai nu a început a plânge. Iată vezi tu poți totul, să pregătesc masa de sărbătoare. Zina, te voi suna mai încolo, nu pot acum să vorbesc. Serioja a pus receptorul. Cei cu el niciodată la nu s-a comportat. Nu-i nimic pur și simplu, este foarte emoționat. Zina a mers la bucătărie și a deschis frigiderul. Așa deci, cu ce să-l uimesc pe Serioja? Cred că voi pregăti pește, Serioja o iubește. În acel moment în biroul lui Sergei stătea Tatiana serioja mi-ai promis cercei, ți ți-am arătat, dacă afacerea va merge. Fără nicio problemă, chiar acum mergem și cumpărăm, apoi în restaurant, iar apoi la tine. Tania îl privea cu ochii uimiți. Poate vei rămâne și peste noapte. Poate voi rămâne. Vorbești serios. Atunci nu am nevoie astăzi de cercei, pe urmă îi vom cumpăra. Să mergem la magazin, apoi mergem la mine. Tania foarte mult își dorea Cercei, dar înțelegea că acum s-a început un joc mult mai mare, doar Cercei erau puțini, ea dorea să-l ia pe Serghei. În câțiva ani el așa și-a dezvoltat bine compania, iar mai departe va fi încă mai bine, de aceea, dacă ea nu o va da în bară, așa ca serioja, va avea un sac. Ești gata să schimbi Cercei pentru compania mea? Tania s-a apropiat de el și a spus, desigur, poate fi ceva mai important ca tine. În vocea tanei a apărut o șoaptă. Sergei nu putea liniștit să asculte așa voce, pe drum el se certa singur pe el în minte, cum a putut el să creadă că Tania este mercantilă. Este cea mai bună, este ideală, doar pot să visezi la una ca ea. Acum ei vor sărbători afacerea lui, vor sărbători așa cum i-a merită. Zina a scos peștele și a început să-l spele, atât de tare i se făcuse rău că a scăpat peștele jos. A alergat la baie. Peste jumate de oră a ieșit și s-a așezat pe pat, a decis să verifice calendarul menstrual. Ea se uita în el și nu-i venea să creadă. Din cauza învălmășalei cu afacerea ea a pierdut totul, are întârziere de două săptămâni. Deodată i-a fost mai ușor. I-a apucat telefonul, dar l-a lăsat. Acum nu e timpul să-i spună nimic soțului. De seară când vor sărbători îi va spune totul. Ea și închipuia cât de fericit va fi el zina a stătea singură într-un apartament mare și se râdea. Un pic și-a revenit, a strâns nasul cu un prosop și a strâns peștele înapoi în congelator. De grabă nu va putea pregăti peștele. Dar nu-i nimic, va pregăti altceva. Peste câteva ore masa era așezată, s-a uitat la ceas, era aproape ora nouă, Serghei se reținea. A mai trecut o oră, s-a decis să-l sunese pe afle la ce oră va veni. Sergei mult timp nu a ridicat receptorul, iar când a luat o zină a înțeles că el la băut, și chiar mult. Serioja, unde ești? Zina, trebuie să-ți dau darea de seamă pentru fiecare pas. Ea s-a pierdut iar apoi a auzit un râs de femeie. Serioaja, eu te aștept acasă, masa este. El nu i-a dat voie să continue fraza. Nu mă aștepta, culcă-te, noi cu partenerii sărbătorim, voi fi mâine. Și a închis receptorul. Femeia fără ca să înțeleagă ce se întâmplă se uita la receptor. Cum să înțeleg asta? Ce înseamnă să nu-l aștept? Ea a stat mult timp, afară se făcea ziua când ea s-a culcat. Nu are voie acum să se streseze, trebuie mult să doarmă. Când Serghei a pus receptorul, Tania a spus, m-am saturat să ne ascundem și să amăgim la fiecare sunet. Serghei, iată spunem cine este pentru tine zina. O gospodină obișnuită stă ca cloșca pe ouă, nicăieri nu iese, chiar nu te plictisești cu ea. Mă plictisesc, știa pentru mine este ca mama, nu ca soție. Tu înțelegi, adu, fă, pregătește și toate acestea. Tania s-a apropiat de el, ești mișto, ai afacere, de grabă te vor invita la petreceri, unde se odihnesc oameni din alte cercuri. Iar tu? Cum te vei duce cu ea? Și ce propui tu? ai nevoie de o altă soție. De care? Frumoasă. Modernă, acea cu care nu îți va fi rușine să te arăți în fața societății. Sergei nu s-a enervat, așa cum a crezut Tania, el pur și simplu se zâmbea. Eu înțeleg că tu te propui pe tine. Tania a decis, fie ce o fi, acum este cel mai prielnic moment. De ce nu, nouă foarte bine ne stăm împreună, Perfect ne înțelegem unul pe altul, lucrăm împreună, adică sunt la curent cu afacerile tale. Și cel mai important este că ne simțim bine împreună. Sergei nu putea să nu confirme dreptatea Tatianei. Desigur, după înțelepciune, Tania este departe de Zina, dar el este bărbat, lui nu-i trebuie un creier lângă el, are nevoie de o femeie adevărată. Dar știi, Tania, propunerea ta este una foarte interesantă, mâine mă voi gândi asupra ei. În acea seară, Tania s-a depășit singură pe ea. Trebuia să facă totul pentru ca Serghei să înțeleagă diferența dintre ea și Zina. Atunci când Serghei a adormit, Tania a mers la baie, s-a îmbrăcat și a luat un pahar și a ieșit la balcon. În fața ei se întindeau luminile orașului mare. În curând, toți mă vor cunoaște. Ea se gândea la faptul că totul avea să ia o altă întorsătură. Dar deja este așa cum este, înseamnă că așa trebuia să fie. Sergei a venit acasă după masă. Era cu hainele boțite, dar Zina nu putea da greș, de la el mirosea parfum femeiesc. Mirosul era unul cunoscut, dar nu va începe acum, ghici. Sergei, ce înseamnă toate acestea? El a observat masa care Zina a pregătit-o S-a apropiat și și-a turnat un pahar de vin și a băut. Ce anume? Nu ai dormit acasă? Da, și ce? Zina s-a pierdut, ea nu a crezut că el va vorbi așa cu ea, ea se aștepta ca el să-și ceară scuze măcar. Zina, eu merg la culcare, vroiam să-ți spun că voi avea foarte mult de lucru acum, vei fi tot timpul singură. Afară este un timp foarte frumos, poate ar fi mai bine să mergi în sat. Să răspundă Zina nu a reușit, el a închis ușa dormitorului. Ea s-a îmbrăcat și a mers afară. Mult timp s-a plimbat, pur și simplu neștiind ce să facă mai departe, iar spre seara a sunat-o pe prietenă. Tania, salut, nu ești ocupată. Nu, dar ce s-a întâmplat? Tania, hai să ne vedem, trebuie să discut cu cineva, nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac. Desigur, unde ești? Peste jumate de oră, prietenele stăteau în cafenea. Zina i-a povestit Tanei ce s-a întâmplat. Înțelegi, el de parcă s-a depărtat de mine, de parcă a devenit străin, dar astăzi i-a spus că va fi mereu ocupat și să merg să mă odihnesc în sat. Înțelegi, eu nici nu am reușit să-i spun cel mai important lucru. Tania a ridicat ochii și s-a uitat la ea. Dar cel mai important ce este? Zina s-a zâmbit. Sunt însărcinată. Tania a rămas foarte șocată. Serios. Mai serios nu se poate. Te felicit, este minunat. Mulțumesc, Taniușa, este grozav că ești în viața mea înseamnă că așa, nou nu-i permite să șteargă picioarele de tine. Cândva erai psihologul meu, iar acum eu voi fi al tău. Dacă se comportă așa, înseamnă că e sigur că nu te va pierde. Trebuie să-l convingi de vicevăză. Știi de ce ți-a spus despre sat, deoarece știe că tu nu vei pleca nicăieri, dar îl vei aștepta cu minte și zi și noapte. Așa nu merge atunci ce să fac? Trebuie să mergi măcar pe vreo câteva săptămâni și nici de cum să nu-i spui despre sarcină. De ce? Zina, ai pierdut toate cunoștințele tale. El se va bucura, își va cere scuze, te vei top și vei rămâne, iar el se va convinge că tu acum nu vei pleca nicăieri. Înțelege că dacă vei pleca, el va înțelege că te poate pierde în orice moment iar când va afla că te-ai dus și fiind însărcinată, va înțelege că ești și tu om și se va răzgândi. Pur și simplu l-ai alintat. Tania a tăcut. Zina însărcinată avea să încurce toate planurile, dar cu ajutorul ei ea o va putea presa pe prietenă. Tania se gândea cât de tare vrea să o lovească pe Zina și să-i spună, pleacă odată în satul tău, pentru ca să nu încurce oamenilor normali să trăiască dar iată ceară bădătoare. Zina a ridicat capul. Mulțumesc, Tania, eu o să fac anume așa cum ai zis. Mâine dimineață voi merge în sat, atunci când el va merge la lucru. Foarte bravo, nu poți tot timpul să-i ajuți pe toți, trebuie să te ajuți și pe tine. Sergei seara a ieșit din cameră doar atunci când Zina s-a culcat în altă cameră. Nu-i nimic, va merge în sat, va trage aer curat, dar el singur să se descurce cum vrea aici. Dimineața când Serghei a mers la lucru. Zina s-a început a pregăti lucrurile. Mult nu și-a luat, vor trece repede două săptămâni. Poate Serioja va veni mai devreme după ea. I-a lăsat soțului o scrisoare. Ai dreptate, trebuie să mă odihnesc. Așa cum a crezut Zina, soțul a venit mai devreme, a venit peste trei zile, drept că nu după ea. Ea a ieșit afară să-l întâlnească, dar deodată s-a oprit. Sergei scotea din mașină valizele și cărțile ei. S-a întors și a văzut-o pe ea. Zina, ești o femeie deșteaptă. Iar asta este unicul tău plus, dar că să mă înțelegi, ajunge. Mai pe scurt, tu nu mi te potrivești, tu nu strălucești, nu vei putea fi la ceremonia alături de mine. Zina s-a liniștit, chiar a început să râdă. Ești invitat deja la ceremonii. Sergei un pic s-a pierdut, dar apoi a răspuns. Înțelegi că asta este o chestie de timp doar, compania crește, iar foarte rapid eu îi voi întrece pe mulți dintre concurenți. Dar cum rămâne cu noi? Zina, te rog, nu începe, noi nu mai existăm. Sunt eu și ești tu. Bine, dar cum voi locui eu? Nu am apartament în oraș, nu am lucru. Întrebarea aceasta cum o vom hotără? Tu nu-mi permiteai să ies la lucru. Nu vom decide nimic. Toți știu perfect că în familia noastră eu lucram, așa că zina, nimic nu-ți voi lăsa. Dar să trăiești poți aici, ca să ai. Sergei repede s-a așezat în mașină și a plecat. Zina a căzut în genunchi, ce să facă, cum va trăi mai departe, dar copilul. Zina a început să plângă. Ea nici nu a înțeles cum a văzut-o tanti Claudia. Cum a tras-o în casă și repede a fugit după medic. În ziua următoare Zina a sunat-o pe Tania. Zina, haide să punem punctele pe ei, oricum vei afla dată și odată tu nu te potrivești cu serioșa, cu mine îi va fi mult mai bine. Deci, asta ești tu, Tania, cum ai putut. Erai ca o soră pentru mine, eu mereu împărțeam cu tine tot ce aveam. Încetează, nu am nevoie de vorbe goale, fiecare trăiește așa cum poate. Ești un nimeni. Și în genere nu-mi suna mai mult. Mie acum îmi va lua o lună să schimb stilul tău țărănesc din apartament, și Tania a pus receptorul. Zina a simțit o durere puternică jos la burtă, ținându-se de perete, ea a ieșit afară. Vroia să ajungă la tanti Claudia înainte ca să cadă jos. Aproape că a ajuns, dar a căzut lângă poarta vecinei. Zinaida. Zina brusc a deschis ochii. Asupra ei stătea un bărbat tânăr, după halatul alb a înțeles că este medic. Cum am ajuns aici? Și dumneavoastră bună ziua! Nu vă faceți griji, v-a adus ambulanța. Zina a încercat să se așeze, dar medicul nu i-a permis să facă acest lucru. Nu aveți voie să vă sculați din pat încă o zi. De ce? Ceva îmi spune că vreți să păstrați copilul. Zina care era sigură că copilul deja nu mai este, deodată s-a culcat. Doctore, vă rog. Și el s-a zâmbit. Vă promit tot ce va ține de mine eu voi face și chiar ceva mai mult. Doctorul se numea Vladimir Gorgevici, era șeful secției unde stătea zina. El a spus că băbuțele vecine i-au chemat ambulanța. Și doar faptul că mașina nu era departe de sat, a ajutat să salvăm copilul. El des stătea lângă patul ei, mult comunicau, iar vecinele din cameră se șoșoteau deja. Zina singură se simțea incomod când doctorul venea. Dar înțelegea că așteaptă ca el să vină. Odată el a întrebat: Zina, eu am văzut în documentele dumneavoastră că sunteți căsătorită. De ce soțul nu vine să vă vadă? Pot să spun că deja nu mai sunt. Soțul meu a ales-o pe alta. Dar copilul? El nu știe nimic și nici nu va afla nimic. Da, situație. În acest moment în hol s-au auzit sipete, plângeau femeie. Mă scuzați, trebuie să merg. Vladimir Gorgevici repede a ieșit din cameră. Dar oare vor sta femeile liniștite când acolo ceva se întâmplă? În hol, într-adevăr, avea o criză de isterie o femeie. Zina a înțeles că are ceva probleme cu sarcina, dar copilul este mult așteptat. Să o liniștească nu putea nici soțul. Nici surorile medicale, nici Vladimir Gorgevici. Brusc, Zina și-a adus aminte tot ce a învățat, i-a decis să a apășit înainte. Peste 15 minute, ele stăteau cu acea femeie și vorbeau liniștit. Atunci când soțul mai nu-i săruta mâinile zinei în semn de mulțumire, Vladimir Gorghevici s-a apropiat de ea. Zina, ne-ați uimit pe toți. Zina s-a zâmbit. Înțelegeți schimbările bruște de dispoziție, crizele de isterie la gravide, această temă a fost la examenul meu. Sunteți psiholog. Da, am învățat de psiholog, dar nu am lucrat nicio zi, este grozav, chiar nu vă închipuiți cât este de grozav acest lucru. Vladimir Gorgevici s-a pornit către ieșire, dar brusc s-a întors. Zinaida, am și uitat pentru ce am venit, ați putea merge cu mine, directorul general vrea să vă vadă. Doctorul a ridicat privirea și degetul spre pot. Zina s-a zâmbit. Dar ce vrea de la mine? Nu vă faceți griji, cred că vrea să vă mulțumească. Zina a strâns din numeri. Fie dacă mulțumire. Ei s-au ridicat la un etaj mai sus, până au ajuns. Zina a aflat că în acest spital există secție cu plată, anume acolo stau și nasc femeile oamenilor de afaceri. Acea femeie era soția unui om din administrația orașului. Sarcina merge greu, iar ea este categoric contra să stea în spital. Cu toate acestea, o aduce ambulanța de două ori pe săptămână, iar fiecare dată poate deveni ultima. Bine că măcar soțul înțelege, ia țipă că va șterge acest spital de pe fața pământului. Vladimir Gorgevici a bătut la ușa cabinetului, a deschis-o, se poate. Da, da, intrați! Spre ei venea un bărbat, era frumos, la prima vedere părea că avea 50-55 de ani, cu păr negru, tun scurt și era îmbrăcat într-un costum negru. Sunt foarte bucuros să vă văd. El a pășit spre ea și deodată a înțepenit. Zina tot s-a oprit. Ea nu înțelegea de ce el o privește așa. De parcă el și-a amintit ceva, mult timp o mulțumea. Iar când Vladimir Gorgevici a spus că ea este un psiholog cu document, chiar s-a sculat în picioare. Ascultați, voi avea o propunere către dumneavoastră. Până la concediul de maternitate mai aveți mult, poate vreți să lucrați la noi. Credeți-mă, salariul este foarte bun. Zina s-a pierdut. Atunci de ce la un salariu decent nu este cineva cu experiență? Sunt, dar nimeni nu rezistă. Înțelegeți, doamnele sunt cu năravuri. Ea se uita la director și înțelegea că acum are o șansă de a începe totul de la zero. Se poate să mă așez? Desigur. Zina s-a așezat, câteva clipe a tăcut, apoi foarte subcint a povestit istoria sa. După cum ați înțeles, apartament în oraș nu am. Dacă puteți să-mi dați o cameră aici, atunci voi accepta. Este o șansă de a supraviețui. Anton Sergeevici, anume așa-l chema pe șeful spitalului, s-a zâmbit. Cei cu dumneavoastră, nu prima zi lucrăm, spitalul vă poate închiria un apartament, pentru asta cel mai puțin vă faceți griji. Peste o săptămână, Zina s-a mutat în noul ei apartament. Vladimir Gorgevici a ajutat-o să aducă lucrurile din sat. Până i-a strângea totul, el admira frumusețea. Eu nicăieri nu am văzut așa o natură frumoasă, aici totul este parcă ideal și în armonie. Ai mare noroc să ai o casă în așa loc, Sina a zâmbit. Știu, uneori ești după baia afară, te așezi pe scaunel, iar în fața ta se deschide un asemenea peisaj. Nici acasă nu vrei să intri. Ea brusc a prins privirea lui Vladimir Gorgevici, care se uita atent la ea. La ce se poate gândi ea, este însărcinată de la alt bărbat, mai bine spus de la soțul său. Apropo, trebuie să dea documentele pentru divorț și să întoarcă această fila vieții. Au trecut cinci ani, Sergei stătea la masă, iar în fața lui era Tatiana. El privea într-un punct și asculta ce îi zice soția. Nu pot trăi cu tine, când m-am măritat cu tine erai altul dezvoltai afacerea, aveai bani, dar acum ai reușit totul să pierzi. Oare chiar așa de prost ești? Acum înțeleg cum erai anterior responsabil de ceva. Sergei a strâns pumnii. Cum, cum, el o avea pe Zina, care credea în el, îl susținea, dar nu ca și Tania care știa doar cuvântul vreau. Sergei ținea minte bine cum a prăvălit prima afacere. El ca de obicei a venit acasă și a chemat-o pe Tania, așa cum făcea când trăia cuzina. Tania a ieșit din cameră și a întrebat cu o voce nemulțumită. Eu vroiam să primesc un duș. Tania, așează te vreau să-ți zic ce propunerea de afacere am. Trebuie să ne gândim dacă ne apucăm de ea sau nu. Noi ți-a ieșit din minți, te vei descurca singur cumva. Pe mine nu mă interesează afacerile tale și alte chestii mici. Tania s-a ascuns după ușă iar Serghei s-a gândit. Posibil are dreptate, el nu era sigur că face totul corect. Când afacerea a ars și firma a falimentat și a mintit de zina. Da, dacă el avea ca de obicei să se consulte cu ea, atunci totul avea să fie bine. Ce vrei de la mine, la companie sunt vremuri grele. Câteva afaceri le-am pierdut și acum nimeni nu dorește să lucreze cu noi cu tine, deoarece ești un ratat unde ai spus că zina te-a găsit în tufișuri. Iată, acolo e locul tău. Nu am înțeles. Dar cei de înțeles aici, vreau să pleci. Dar este apartamentul meu. Adică, tu mi-ai dăruit-o la nuntă. Dar Tania. Sergei știa exact că soția are amant, știa că oricum se vor despărți, dar încredere în sine în ultima vreme nu avea și el pur și simplu tăcea. Unde voi merge? Sunt problemele tale, poți să te duci la zinucica ta. Apropo, atunci când ai lăsat-o, ea era însărcinată. Așa că cred că i-a precis, va fi bucuroasă să te vadă. Serghei o privea pe Tania și foarte tare vroia să o lovească. Doar acum a înțeles ce greșeală mare a făcut el, Sergei s-a sculat. Cred că așa voi face. A ieșit afară și a urcat în mașină. Așa deci, trebuie totul să planific. Desigur, Zina îl iubea foarte tare și mai devreme sau mai târziu îl va ierta. Dar trebuie să-l ierte deodată pentru că nu are unde dormi. Pe Tania sa, el nu dorea mai mult să o vadă. Unde poate fi Zina, clar lucru în satul ei. Dacă ea era însărcinată, atunci în oraș nu avea ce face. Cui avea să-i trebuiască cu burta, apoi cu copil micuț. Există un risc că copilul a crescut iar i-a închiriat ceva în oraș și s-a angajat la lucru, dar tot e puțin probabil. Nu există așa lucru unde să lucrezi cât copilul este la grădiniță. Și pentru viața de zi cu zi și pentru a închiria un apartament îi ajungea, înseamnă că precis este în sat. Sergei a scos portmoneul. Pentru cadouri îmi vor ajunge. Trebuie să cumpăr un inel și să mă pun în genunchi, ceva de genul iar să o cer în căsătorie. Zina este o ființă romantică, cu siguranță se va topi. Și copilului ceva trebuie să-i cumpere, drăcie, rău că nu știe cine este acolo, dar se poate de cumpărat ceva ce va fi de folos și băiețelului și fetiței, de exemplu un set de desenat. Va apărea așa ca un salvator, ajutor și cel căruia îi pare rău, și totul va fi bine. Sergei s-a zâmbit. Avea nevoie de Zina ca de aer. Doar acum a înțeles că, fără susținerea ei, el chiar este un nimeni. Principalul să nu-i arăt ei asta, ea trebuie să fie recunoscătoare că s-a întors. Serghei a ieșit din curte și s-a îndreptat către centrul comercial va fi nevoie un pic să mă cheltui. Banii erau ultimii și unici, deoarece compania în această dimineață s-a destrămat cu totul. Dar nu are ce face, dacă vrea să trăiască bine trebuie să plătească pentru asta. Zinaida Igorovna Au adus un cadou. Foarte bine, Svetocica, roagă paznicul să-l pună în mașină. Mulțumesc! Zina s-a uitat prin geam, se uita cum paznicul a deschis mașina ei și atent a pus cutia cu televizorul nou, modern pe bancheta din spate. Ea nu mai a încăput acolo. Tanti Claudia vroia de mult un televizor mare, dar pentru el trebuia să strângă mulți ani bani. Zina și-a amintit de acest lucru și i-a făcut un cadou. Săptămâna trecută vecina a sunat-o și a invitat familia ei la jubileu. Zinocica înțeleg că acum ești o femeie ocupată, dar foarte tare mi-aș dori ca să veniți și Volodia și Artur și Anton Sergivici. Desigur că vom veni tanti Claudia, câți ani împliniți, 18. Claudia s-a râs. Ar fi bine să am 18, dar din păcate 75. Zina a pus receptorul și s-a zâmbit. Da, acum ea este foarte ocupată, un psiholog întrebat cu propriul cabinet. Desigur, dacă nu avea să fie tata, Anton Sergivici a venit la noul ei apartament peste două zile după ce s-a mutat acolo. Zina era foarte uimită să vadă șeful la ușă. Dar s-a mirat mai tare când a văzut ochii lui, roșii, obosiți. Se poate. Desigur, Anton Sergivici, intrați. El a intrat, s-a așezat pe pat. Zina, eu am venit ca să vă povestesc o istorie. Dacă sincer, eu nu-mi închipui cum să crezi în asta și cum vei primi asta, dar trebuie să spun. Deodată vă spun că eu singur nu am știut până în momentul când v-am văzut. Mulți ani în urmă, eu fiind tânăr și neliniștit, m-am îndrăgostit de o fată la fel de frumoasă și tânără. Eram tânăr și căutam aventuri, am început să ne întâlnim și am înțeles că vreau să mă căsătoresc cu ea. Am depus actele la starea civilă, Nelly era orfană de aceea am decis doar să ne înscriem, iar nunta să o facem micuță. Dar la sărbătoarea băieților m-am îmbătat, mai pe scurt singur nu știu cum s-a primit totul așa, deși asta nu mi-artă -mi nimic, dar am petrecut noaptea cu alta și cineva i-a povestit. Am avut o ceartă strașnică, ea a plecat, iar eu nu am încercat să o opresc. Eram foarte mândru. Apoi, desigur, am înțeles ce am pierdut, dar nu am putut să o găsesc. Pur și simplu a dispărut, nimeni nu a mai văzut-o, la lucru mi-au spus că s-a concediat și vroia să plece. Peste vreo zece ani, am întâlnit-o pe prietena ei, ea mi-a spus că Nelly nu a supraviețuit la naștere adică când a plecat de la mine, era deja însărcinată. Nici ea și nici copilul nu au supraviețuit. Când te-am văzut era cât pe ce să-mi pierd cunoștința. Tu și mama Taneli sunteți ca două picături de apă. Eu am făcut un test ADN, scuze că ție nu ți-am spus despre asta. Când s-a confirmat că ești fica mea, am început să caut mai multă informație. Neli chiar a născut, dar singură nu a supraviețuit. Dar copilul, adică pe tine, deodată te-au luat. Neli avea o verișoară cu care nu prea comunicau, iar părinții acelei fete nu au vrut să o ia pe Neli din orfelinat. În momentul când mama ta trebuia să nască, ei au apărut de undeva. Iată istoria toată zina. Ideea nu am ce va fi mai departe dar te rog foarte tare să nu mă alungi din viața ta. Așa și nu m-am căsătorit, deoarece s-a dovedit că am iubit-o pe mai mult decât am crezut. Toată viața mă simțeam vinovat, dar apoi am aflat că am o fică. Eu foarte tare aș fi vrut să te ajut, măcar ceva să încerc să schimb. Doar că foarte tare mă tem că o să mă alungi. Zina l-asculta și nu putea crede în ceea ce aude. Iată acum totul a devenit așa cum trebuie, și bârfele din sat, și cuvintele buniciei. Eu toată viața am crezut așa ceva, dar mereu alungam gândurile acestea, dar acum înțeleg că degeaba. Ea l-a privit pe Anton Sergivici și din ochii ei au început să curgă lacrimi. Desigur că nu o să vă alung, e foarte greu de trăit când nu ai pe nimeni apropiat alături. Vladimir a venit spre seara acasă, iar când l-a văzut pe șef la zina a rămas mirat. Era și de ce să te miri, Anton Serghivici o ajuta să pună o tijă de perdea. Bună ziua, Anton Serghivici. Salut, ai venit la timp, hai treci și ajută! Zinal privea pe Volodia, ea înțelegea că între ei apare o flacără, dar înțelegea că așa ceva nu ar trebui să se întâmple. Până la concediu de maternitate ea a lucrat la spital. Foarte repede cunoscutele ei apelau la ea, dar înainte de a naște Volodia i-a făcut cerere de căsătorie. Ea mult timp încerca să-l convingă că nu e bine, îi explica că în curând va avea copil și că nu are nevoie de așa soție. Dar Volodea era foarte hotărât. El pur și simplu a întrebat. Doar te rog să fii sinceră, mă iubești. Zina atunci s-a pierdut. Da, te iubesc, dar asta nu înseamnă. Gata, mai mult nu vreau să aud niciun cuvânt, eu te iubesc pe tine, tu mă iubești pe mine și noi împreună o să iubim copilul. Atunci când s-a născut Artur, bunelul i-a propus Zinei să deschidă cabinetul ei personal. Ea poate nici nu avea să accepte, dar alături avea așa o susținere în fața soțului și a tatei că șanse la ghinion pur și simplu nu erau. Sergei s-a apropiat de casă, tot drumul se gândea ce să zică, nu prea se primia, chiar s-a oprit ca să se mai gândească odată binișor. A scris pe o foaie ceea ce trebuie să spună. Desigur că nu avea să se uite în ea, dar va memora mai bine. Casa foarte mult s-a schimbat, el stătea în mașină și cu imire se uita la noile ferestre, noile porți, de la cel vechi a rămas doar copacul de liliac lângă gard. Straniu, pare că Zina deloc nu duce o viață grea. Asta i complica scopul. Atunci va trebui să se axeze pe dragoste mai tare. Nu este Zina așa un casă, uite, așa repede. El era sigur că fosta soție încă suferă după el și îl iubește. Sergei s-a apropiat de poartă, dar era încuiată. A văzut o sonerie. El mult a apăsat soneria, dar așa și nu a mai ieșit nimeni. Înseamnă că nu este acasă. Nu-i nimic, nu este mândru, va aștepta. Sergei s-a așezat pe scaunel, așa gen de scaunel era la toți în sat, va sta și se va gândi. Ați venit la Zina, în fața lui a apărut Tanti Claudia. Sergei s-a sculat. Tanti Claudia, bună ziua, nu mă recunoașteți. El l-a privit mai atent. Nu pot să cred, Sergei, tu ești. Da, eu sunt. Femeia a strâns buzele. De ce ai venit? Cuzina am vrut să discut. Nu cred că ea va fi bucuroasă că ai venit. Sergei se începea a enerva. Înseamnă că Zina a făcut din el un monstru. Deja noi vom decide dacă este bucuroasă sau nu, dar unde este ea, de grabă va veni. Zina nu locuiește aici, de mult nu trăiește, în oraș este ea. Sergei s-a uimit. Ce face ea acolo? Dar unde în oraș, nu știți unde închiriază ea apartamentul? Închiriază, ea nu închiriază, în casa ei trăiește, eu am fost la ea, are o casă mare și frumoasă. El mai nu a izbucnit în râs. Foarte tare seamănă cu Zina, să facă așa ca nimănui să nu-i fie milă de ea, nimeni să nu-și facă griji pentru ea. Am înțeles, dar adresa acelei case se poate. Nu, nu-ți-o dau, dacă Zina nu o să dorească să te vadă. Ce tot spuneți, Zina să nu dorească să mă vadă pe mine. Singură în asta credeți. Eu cred, dar tu cred că nu. Tanti Claudia, chiar am nevoie să vorbesc cu ea. Sergei s-a săturat să discute cu femeia aceea bătrână, care nu știu de ce credea că le știe pe toate. Vei vorbi, de grabă trebuie să ajungă. În acel moment pe drum au apărut două mașini. Iată-i și pe ei. Sergei a rămas cu gura căscată, prima mașină era una mare și luxoasă, a doua fixă așa doar ca albă. Ambele mașini s-au oprit în fața casei. Din a doua a sărit un băiețel micuț și a cuprins-o pe tanti Claudia. Bunico! Ea l-a luat în brațe. Micuțul meu! Din prima mașină au ieșit doi bărbați, unul mai în vârstă cu un buchet mare de flori. Al doilea, aproximativ de aceeași vârstă cu Sergei. Cel bătrân s-a îndreptat către Tanti Claudia, i-a dat florile și ceva îi spunea. Cel tânăr a ajutat să se coboare din mașină. Nu poate fi, era Zina. Sergei niciodată nu avea să o recunoască dacă avea să o întâlnească undeva. Ea nu l-a văzut și a mers să o cuprindă pe Tanti Claudia. Cât de tare mi-a fost dor, dar eu sunt în concediu. Am lăsat toate treburile pe Margarita Alexandrovna și am decis o săptămână să mă odihnesc. Claudia s-a zâmbit. Este minunat și Artur are nevoie de aer curat. Ai venit cu toată familia. Nu, doar cu tata. Volodea are femei să nască și nu poate veni. Zina, te așteaptă acolo, Serghei. Cine? Zina s-a întors și zâmbetul deodată a dispărut de pe față. Ea a mers în întâmpinarea fostului soț. Ce faci aici? El nu s-a așteptat la așa întâlnire. Chiar s-a pierdut. Să vorbim, am venit. Să vorbim despre ce avem noi să discutăm. Pleacă la Tania și vorbește. Ea m-a alungat. Serghei cât pe ce nu și-a mușcat limba. De ce am zis așa? Trebuia să spun că singur am plecat de la ea, am înțeles că am făcut o greșeală și am plecat. O greșeală? Zina s-a început a râde. Adică, după ce Tania te-a alungat, ai hotărât să mă faci fericită pe mine. Nu, Zina, nu ai înțeles cum trebuie. Sergei se simțea incomod că Zina așa repede l-a depistat a văzut că și bărbații s-au apropiat de ei și nu-l priveau cu ochi buni. Eu doar m-am gândit că la noi totul era așa bine, ne iubeam unul pe altul, poate să încercăm încă o dată. El deja înțelegea că vorbește prostii. Zina avea pe deget inel de logodnă și nu unul simplu, dar foarte frumos și bogat. Așa inel avea și bărbatul tânăr. Serghei pur și simplu continui să mă uimești. Atunci când veneai spre mine, la ce te gândeai? Că eu, ca și cinci ani în urmă, stau pe valize. Plâng și te aștept. Mai lăsat fără niciun ban, fără loc de trai, știai că nu am lucrat și nu am nimic, dar acum apari de parcă nimic nici nu s-a întâmplat. Artur s-a apropiat de Zina. Mama, cine este acest domn? Fiule, este un domn străin, pur și simplu s-a încurcat și deja pleacă. Zina l-a luat pe Artur de mână și au intrat în curte. Tanti Claudia a rămas să se uite la bărbați. Sergei se simțea nu în apele sale, dar trebuia să facă ceva. S-a uitat la bărbatul tânăr. Să înțeleg că dumneavoastră sunteți cel care l-ați adoptat pe fiul meu. Vreau să vorbim despre condițiile pentru care sunteți de acord ca el să nu afle niciodată de tine. Poate se va primi niște bani să câștig măcar. Volodea l-a lovit, iar Serghei singur nu a înțeles cum a ajuns la pământ, iar peste el s-a plecat soțul zinei. Dacă măcar încă o dată te voi vedea la orizont, pur și simplu te voi îngropa. Anton Sergievici s-a zâmbit. Iar eu te voi ajuta. Tanti Claudia s-a zâmbit. Iar eu o lopată o să le dau, am una bună. Sergei tăcut s-a sculat și a scuturat pantalonii și a mers către mașină. Obrazul ei ardea înseamnă că va fi o vânătaie, dar nu-i nimic, acuș va merge la poliție și atunci familiei nu o să-i pară bine. El a apăsat așa tare pe pedală că mașina a rupt iarba din rădăcină. Doar să ajungă până în oraș și le va arăta la toți. A ajuns la poliție peste două zile doar a băut la un cunoscut, banii s-au terminat, trebuia să acționeze cumva. În două zile a reușit să afle foarte multe despre Zina. Banii aveau destui așa că era o variantă de a câștiga bani. L-au condus la șeful poliției după ce au citit cererea lui. El a intrat în birou. Așezați-vă, văd că vreți să-l pedepsiți pe Vladimir Gorghevici. Da. Dar iată ce, ceea că două zile ai băut eu știu dar faptul că te-ai bătut acolo cu prietenii singur înțelegi că e posibil, da. Și ultima, dacă o să încerci să-i strici viața doctorului cu aur. Eu îți voi strica viața ta, ai înțeles. Șeful nu a mai continuat să-i spună acestui bețivan că dacă nu erau Vladimir Gorgevici și Zinaida Igorovna, nu avea să aibă un copil acum și posibil nici soție. Sergei a ieșit afară. Și ce să facă acum, el chiar nu înțelegea ce poate face acum. Nu are nicio susținere, niciun sfat. Auzi, bărbate, dacă mai adaugi ceva bani, putem cumpăra o sticluță de ceva. La el nu privea un om al străzii, dar cineva cine curând va deveni așa. Dar mâncare? Mâncare vom găsi, eu locuiesc într-un sector privat, vom rupe ceva din grădină, Sergei a dat tot ce avea. Bărbatul s-a bucurat. Aici ne va ajunge și pentru câteva sticle. Stai aici, eu vin repede înapoi. Cât de mult în viața noastră depinde de deciziile luate, dar Sergei prea târziu și-a dat seama ce greșeală a făcut când a trădat o pezină.